Bună ziua! Eu sunt Eli și vă propun o lectură după imagini. Titlul: Biletul fără loc. La ce vă gândiți când auziți acest titlu? Opriți filmarea după fiecare întrebare la care voi trebuie să vă exprimați opinia. Cine credeți că urcă în tren? Priviți cu atenție imaginea și mai ales faceți legătura cu titlul lecturii, Biletul fără loc. În tren urcă un bătrân. În același vagon se află o domnișoară cu părul scurt, un tânăr ce ține în mână un telefon și o tânără blondă care privește pe fereastră. Ce credeți că se întâmplă mai departe? Ați observat desigur că unul dintre călători îl oprește pe bătrân pentru a-i oferi locul. Este vorba despre tânăra domnișoară. Va rămâne bătrânul pe scaun? De ce credeți acest lucru? La început, bătrânul refuză să se așeze pe scaun, spunând că el are bilet fără loc. Tânăra insistă, mărturisind că și ea a cumpărat tot un bilet fără loc. După un timp, apare controlorul. Acesta constată că tânăra are biletul cu locul pe care stă bătrânul. Ce credeți că va face controlorul? Controlorul înțelege gestul fetei care i-a oferit bătrânului locul și o invită să meargă într-un vagon din apropiere pentru a ocupa un alt loc liber. Tânăra se ridică. Ceilalți călători rămân uimiți. Ce credeți că i-a impresionat pe aceștia? Tânăra își loc cârjele și se deplasă către vagonul unde se afla acel loc liber. Ce credeți că vor face ceilalți călători? Cum credeți că se vor simți ei? Exprimați-vă opinia! Următorul exercițiu este acvariul cuvintelor potrivite. Vom descrie comportamentul sau sentimentele trăite de personajele din lectura după imagini, Biletul fără loc, folosind cuvintele scrise lângă acvariu. O persoană adresează o întrebare, iar cel care răspunde va folosi cuvântul sau poate mai multe dintre cuvintele scrise în partea stângă. De exemplu, cum credeți că s-a simțit bătrânul știind că are bilet fără loc? De ce? Un răspuns posibil ar fi: eu cred că bătrânul s-a simțit îngrijorat, deoarece știa că îi va fi greu să stea în picioare un timp îndelungat. Sau bătrânul era dezamăgit că nu a găsit bilet cu loc. Voi așeza în acvariu cuvintele îngrijorare și dezamăgire. Vă invit să continuați jocul acvariul cuvintelor potrivite. Vă îndemn să scrieți pe un post-it ce v-a impresionat la această lectură după imagini. Opriți filmul și ascultați opiniile colegilor. Nu-i așa că ați găsit răspunsuri diferite? Faptul că suntem atât de diferiți ne face speciali și valoroși. Pe curând!